Decizia începerii procesului care îl vizează pe fostul președinte Ion Iliescu în dosarul Revoluției trezește în români răni nevindecate, pe care nu toți au încredere că justiția le va închide. În timp ce unii susțin că o astfel de hotărâre chiar și acum este justă și poate fi o cale prin care să se facă dreptate martirilor din 89, alții spun că este mult prea târziu și chiar de fațadă. Pe de o parte, cred că e corect ca toți să răspundă în fața legii pentru ceea ce fac oricând și după 30 de ani în cazul lui Ion Iliescu. Iar faptul că au trecut 30 de ani mă face să-mi pară rău că, cum să zic eu, lucrurile astea se pot întâmpla într-o țară civilizată. Trebuie să răspundă în fața legii, chit că ajunge, cum să zic eu, poate că nu va fi condamnat, poate că la vârsta lui nu mai e nevoie de o condamnare, dar deocamdată el încă nu e judecat. Vom vedea ce concluzii au judecătorii. Și faptul că ar putea să intre sau să nu intre în după gratii la vârsta aia, asta este cu tot o altă poveste, dar adevărul trebuie să iasă la lumină. Îmi doresc să fie judecat la fel ca toți ceilalți, ca orice om de rând, da? Și drept. Da? Dacă a greșit să plătească, dacă nu, nu. Românii sunt de părere că fostul președinte trebuie să plătească pentru greșelile făcute exact ca orice persoană de rând. Nu cred, dar o judecată tot trebuie să existe. E prea bătrân, într-adevăr, și nu, dar o judecată cred că se poate face și potrivit vârstei o decizie. Da, nu cred că a fost doar introducerea în starea de frică, au fost mai multe chestiuni cu așa numita revoluție. Foarte bine. Să fie judecat, justiția să-și facă datoria. Sunt și cetățeni care susțin că decizia judecătorilor este tardivă și de fațadă, mai ales ținând cont de vârsta înaintată a fostului președinte. Lucrurile nereparate la momentul respectiv, un pic tardiv. Și mineriada și tot s-a întâmplat după la 30 de ani după, nu prea mai poate să aibă efect de reparare. Nu mai are sens acum. Deja suntem unde suntem, vai de capul nostru. Cu războaie, cu nenorociri și cu ce este. Oricum este perimat. Oricum este și trăiește ultimile clipe. Mai contează? Mai contează?